Mai multe persoane dintr-un cartier periferic al Medjidiei au fost implicate într-o încăierare chiar într-un local. Personalul angajat a acționat butonul de panică, astfel a fost declanșată alarma la firma care asigură paza și protecția imobilului. Aici am fost sesizați de către Seven Self despre faptul că au avut un apel de urgență, de panică la clubul Heaven din centrul municipiului Medjidia. Deplasându-se la intervenție, au avut o altercație cu un cetățean Mursel și vreo 2-3 membri ai familiei acestuia, care în cele din urmă s-a soldat cu amenințarea agenților de la firma de pază de către acei cetățeni, după declarațiile lor, cu două pistoale în fața clubului Heaven. În urma scandalului, doar o singură persoană s-a ales cu vătămări corporale. Aceasta a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Municipal Medjidia. Deoarece în speță unul din cetățenii civili a fost lovit și a necesitat deplasarea la Spitalul Medjidia, unde a primit unele îngrijiri, iar unul din agenții de pază a fost lovit pe timpul intervenției, în timpul serviciului, de către noi se efectuează cercetări pentru infracțiunile de amenințare, lovire și sfidarea justiției. Oamenii legii continuă cercetările în acest caz pentru a afla împrejurările în care s-a produs evenimentul.